Bayaram, da? Bayaram. Ce? Poftim. Ștefan, ce-a spus Lorena, numele de bală și te va obliga acum, să ajungi cel puțin egal. Da, așa este. Mă bucur foarte mult că am câștigat acest trofeu, dar este și o presiune. Datorită domnului Balaci, na, trebuie să joc cât mai bine, să demonstrez în continuare că merit să fiu aici și să fiu cel mai bun. Acum tu ai fost laureat în vară, e Bayram la Universitatea Craiova. Da. Petrecere mare? Da, va fi o petrecere mare dacă vom reuși să luăm 6 puncte din cele două meciuri. Dacă nu, da. Nu ne vom gândi foarte mult la petrecere. Mi spunea zi în vară, dacă... În vară, dacă și ești campion. Da, omul a zis și titlul. Da, normal, toată Craiova, toată România își dorește să ia Craiova titlul. Nu s-a mai întâmplat asta de foarte mulți ani și ar fi ceva extraordinar pentru noi și pentru suporteri. Ștefan, când te-ai apucat de fotbal, visai clipa asta să fii laureatul Galei Ilie Balaci, să fii cel mai bun jucător al anului? Sincer să fiu, nu mă gândeam, dar îmi doream. Dacă nu-ți dorești, nu reușești. Ce simți acum? Simt că din ce mi-am propus, am obținut foarte puțin. Mihaela ți-a spus ceva când a auzit că tu ești laureat? Da, da, suntem prieteni foarte buni și mi-a urat succes. A zis să joc în continuare la fel, că totul va veni de la sine. Spre deosebire de el, tu ai avut șansa să urci pe această scenă, el avea meci chiar în ziua respectivă. Da, îmi pare rău pentru că nu a avut și ocazia să vadă cum este acest loc și sperăm să fie cât mai bine. Vei împlini 17 ani chiar la sfârșitul acestei luni, pe 31, dacă nu mă înșel. Da. Simți că ai parcurs prea rapid acești pași, iată, ajungând la prima echipă într-un timp atât de scurt? Da, nu mă așteptam să ajung atât de repede aici, să joc în Liga 1, să joc și un meci în Europa League. Da. Este incredibil și chiar nu mă așteptam și mă bucur foarte mult că am avut ocazia și antrenorii mi-au dat încredere și colegii au fost aproape de mine și cu ajutorul lor am reușit să fac și am obținut. Ștefan, ai fost în atenția Atlanta, în Atlanta, în prima ligă italiană. Mă bucur foarte mult că echipele se interesează de mine, dar gândul meu este doar aici, vreau să joc, să demonstrez tuturor că merit să fiu aici și să iau un titlu cu Universitatea. Ce simți? Cum o echipă din Liga 1, din Liga 1 italiană se interesează de tine? Da, mă simt foarte bine, mă simt mândru că lumea se interesează de mine, dar cum am mai zis, nu mă gândesc la acest lucru, mă gândesc doar să joc pentru Universitatea Craiova. Sărbători fericite! La fel! Baftă multe! Mulțumim.